Văd? Sunteți la uniformă, foarte, foarte frumos sunteți. Felicitări, foarte frumos. Doamna profesoară, vă rog să-mi dați voie, doamna regintă, înainte să vă dau cuvântul și să strigați premiile, să felicit trei copii de la clasa dumneavoastră, de la clasa 5A, care au obținut premiul întâi la Olimpiada de Limba Franceză, etapa județeană, și probabil vor mai obține și cu alte ocazii și sperăm de la clasele a 5-a, unul din ei să meargă la clasa 7-a la etapa națională. Pentru început, rezultatele au fost foarte bune și vreau să o aduc lângă mine pe Barbu Maria. Felicitări! Nu am diplomă să-ți dau, draga mea, acum, deocamdată, dar vreau să o aplaudați, dar promit în toamnă să-ți aduc diploma. Bineînțeles că ea a luat premiul și la concursul național orto-francez și nu numai ea. De asemenea, vreau să adun lângă mine pe Popescu Dana, care a obținut tot locul întâi la Olimpiada de Limba. Felicitări, domnișoară! Hai să te și pun! Hai să te pun și pe și eleva Oamen Mara. Felicitări, Mara! Felicitări! Dau cuvântul doamnei dirigintă, astăzi doamnă. Iată premiile clasei a 5-a, cu nepetite 26 de elevi. Premiul întâi a fost Olicianu Aiana. Parcă Maria. Cojocaru Daria. Marinescu Corneliu, zis și Sufletelu. Băcărescu Antonio. Colovan Andrei Cosmini, Chichim Alexandra. Mihalcea Dragoș, lipsește. Popoiacu Diandra. Citări. Benza Dragă. Și Moisescu Mar. Deci, premiul al doilea, Vascu Andrei, Simion Vlad. Așa merg în fiecare zi. Eu merg în fiecare zi așa. Toma Daria. Minica Maria. Costelnicescu Ștefania. Matea David. Samoianu Anastasia. Neanu Tudor. Premiul al treilea, Nănescu Anitia. Dinca Alexandra. Iuleanca Anastasia David. Felicitări! Acești copii au obținut premii la diferite concursuri, cum a spus și doamna profesoră de franceză, și am să-i citez. La concursul Comunicare și Ortografie la Limba Română, Apostolicianu Aiana, locul 3, felicitări! Barbu Maria, locul al 2-lea, Onel Mara, locul 1-i, Popescu Dana, locul 1-i. La concursul de limba franceză, orto-franceză, Barbu Maria, locul 1-i, Cojocaru Daria, locul 1-i, Onel Mara, locul 1-i, Popescu Dana, locul 1-i, Toma Daria, locul al 2-lea, Matea David, locul al 2-lea, Dinca Cusandra, locul al 2-lea. La concursul Compert, Barbu Maria, premiul 1-i, Cuminica Maria, locul al 2-lea, Marinescu Corneliu, locul al 2-lea, Onel Mara, locul al 3-lea, Cojocaru Daria, locul al 3-lea,
Simion Anac, locul al treilea. În cadrul concursului județean Ecoproiect, pe baza Maria Octavia Bunului, la limba engleză, la concursul județean, Copaia Cotiandra și Tim Alexandra au obținut locul al treilea și Barba Maria mențiune. La matematică, Mihalcea Dragoș, Marinescu Corneliu, Barba Maria, au obținut o rezultate foarte bune, locul al treilea, la etapa județeană. Și la concursul național de biologie, locul al treilea, Barba Maria. Deci acești copii trebuie felicitați pentru rezultatele deosebite. Felicitări și vacanță plăcută! Felicitări copii, vacanță plăcută! Și vouă și părinților! Să vă reîntoarceți sănătoși!